După ședința susținută la Cotroceni, împreună cu mai mulți miniștri, președintele Klaus Iohannis a făcut declarații în legătură cu deciziile luate pentru perioada care urmează după 15 mai, când vom intra în stare de alertă. Ca și până acum, președintele a menționat încă o dată că nu este cazul să ne relaxăm. Ce devine obligatoriu din 15 mai? Sunt lucruri foarte simple, dar foarte, foarte importante. Primul lucru, din 15 mai, devine obligatoriu portul măștii, o mască care acoperă gura și nasul, atunci când ne găsim în spații interioare. Este obligatorie, atenție, nu este o recomandare, este obligatorie păstrarea unei distanțe. Distanța obligatorie între persoane este de 1,5 metri. Igiena mâinilor devine obligatorie și este extrem de importantă. Trebuie să ne spălăm pe mâini cât se poate de des. Odată cu anunțarea obligațiilor, Iohannis a anunțat și ce restricții vor dispărea odată cu noua formă de organizare administrativă. Să renunță la obligația de a sta acasă și să renunță la obligația unei declarații atunci când ne deplasăm în interiorul localității. Este în continuare, în prima etapă, interzisă deplasarea în afara localității, sigur, cu excepții. Aceste excepții vor fi enumerate în decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Sunt excepții naturale, de exemplu, cine merge la serviciu, se poate merge în afara localității pentru muncile agricole. După 15 mai se vor redeschide unele magazine, saloane de înfrumusețare, muzeele și posibil parcurile, iar activitățile religioase se vor relua, dar în afara bisericilor. Se redeschide parțial comerțul. Se pot redeschide din 15 mai magazinele care au acces din exterior, care au acces direct din stradă. Se redeschid saloanele de îngrijire personală, se redeschid muzeele. O chestiune care nu putem să o dispunem, dar putem să o recomandăm. Recomandăm autorităților locale ca din 15 mai să redeschidă parcurile pentru accesul publicului. Serviciile religioase cu credincioși pot fi reluate în prima fază în curtea bisericii sau în fața bisericii, deci în exterior, credincioșii vor purta obligatoriu mască și vor păstra obligatoriu distanța de 1,5 metri. Iohannis a adresat și o rugăminte Parlamentului pentru a găsi mai repede o formulă în ceea ce privește modul în care vor acționa autoritățile pentru aplicarea legii în starea de alertă. Mă adresez parlamentarilor Parlamentului, care are în lucru o lege care reglementează activitățile, restricțiile și felul în care se gestionează această stare de alertă. Este nevoie urgentă de această lege și solicit Parlamentului, parlamentarilor să decidă pe această lege cu maximă celeritate. De precizat că proiectul de lege menționat a încins spiritele deputaților, Camera Deputaților fiind for decizional. Aici, atât PSD cât și PNL au dezbătut aproape o zi întreagă pe marginea unor amendamente depuse de socialdemocrați.